Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne binecuvântează în fiecare dimineață și își înnoiește bunătățile față de noi. Binecuvântat să fie în numele Lui! Mulțumim Domnului și pentru dimineața aceasta în care cuvântul Domnului cred că ne va vorbi inimii cu privire la iubire ca și decizie. Și cred că este una dintre cele mai mari decizii pe care o poate lua vreodată un om. Am stat înaintea Domnului și m-am cercetat, îmi cercetez și predicile și mă uit și observ cum din ce în ce mai mult, multe din predici pe care le ascultăm, poate sunt răspunsuri la întrebări pe care nu le pune nimeni. Căutăm totdeauna lucruri extraordinare, lucruri interesante, relevante, căutăm lucruri pe care nu le-a mai auzit nimeni, lucruri pe care nu le-a mai spus nimeni. Însă, de multe ori, aceste mesaje sunt răspunsuri la întrebări pe care nu le pune nimeni. De aceea mi-am propus întotdeauna predicile să fie un răspuns la întrebări pe care oamenii și le pun și întrebările care îi frământă cel mai mult și cel mai mult pe oameni. De aceea, și în această dimineață, doresc ca Dumnezeu să lumineze inima noastră. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 12, citim începând cu versetul 9. Romani, capitolul 12, începând cu versetul 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Întrebările pe care ne le punem adeseori, pe care oamenii și le pun, mai ales legate de Dumnezeu, sunt destul de complexe. Dacă Dumnezeu este bun, de ce există atâta rău în lume? De ce se întâmplă atâtea rele? Dacă Dumnezeu a creat lumea și a creat toate lucrurile bune, de ce există atâta suferință? Dacă Dumnezeu ne iubește și ne vrea binele, de ce nu ne-a creat să facem doar binele? De ce nu ne-a programat? Apasă pe un buton, setat, numai și numai binele. De ce a pus Dumnezeu în inima noastră posibilitatea deciziei de a iubi sau de a urâ? De ce a așezat Dumnezeu în mâinile noastre responsabilitatea sau posibilitatea de a face bine sau de a face rău? De ce Dumnezeu nu ne-a creat în așa fel încât să facem numai și numai binele? Să fim programați numai pentru a iubi? De ce putem face și bine și rău? De ce? Ce s-ar fi întâmplat însă dacă Dumnezeu ar fi făcut asta?
Dacă Dumnezeu te-ar fi creat să faci doar binele și nimic altceva. Și întrebarea este, există iubire fără libertate? Există iubire fără a fi capabil de a decide? Putem spune că Dumnezeu ne iubește dacă ne-ar constrânge, ne-ar obliga să facem doar binele? Am asistat cu plăcere la o nuntă în care mireasa ar fi obligată să se căsătorească și să iubească soțul. V-ați face plăcere? Mie nu. Noi ca biserică nu permitem așa ceva. Noi nu cununăm doi miri dacă ei nu decid personal. Asta este întrebarea care le punem. Din dragoste, nesilit de nimeni, neobligat de nimeni, mergi în căsătorie. Te căsătorești? Pentru că dacă nu-i din inimă, dacă omul n-a decis singur, în mod voluntar și în mod responsabil, noi nu-i căsătorim. Pentru că asta e frumusețea iubirii. Nu există iubire fără libertate. De aceea vorbim despre iubire ca decizie. Tu decizi dacă iubești sau nu. Nimeni nu te poate obliga, nici chiar Dumnezeu nu te obligă să-L iubești. Și nu te obligă să iubești pe nimeni. El nu te va obliga să-ți iubești soțul sau soția sau să iubești semenii. El îți va crea condițiile ca tu să iubești. El te poate ajuta, El te poate lumina, dar cheia iubirii e la tine. Tu decizi ce vei face cu viața ta. Tu decizi ce faci cu inima ta. Tu decizi dacă iubești sau urăști. Tu decizi dacă ajuți sau încurci. Tu ajuți dacă apreciezi sau disprețuiești. Tu decizi dacă respecti sau jignești. Tu decizi. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, l-a creat pe om liber. Și este întotdeauna tensiunea asta, o să ne întâlnim mereu cu ea. Mereu o să avem de furcă cu ea. Pe de o parte, un Dumnezeu suveran, care face totul, care este puternic, dar pe de altă parte l-a creat pe om să facă ce vrea. Și a lăsat acolo un cadru, pătrățica lui, în care omul face ce vrea și Dumnezeu nu intervine cu forță. Stă el, Dumnezeul Universului, stă la ușa inimii omului și bate. Atât face, te conștientizează, îți vorbește, vrea să te convingă, dar un lucru nu-l va face Dumnezeu niciodată, nu te va obliga. De asta oamenii vor ajunge în iad. Dumnezeu vrea binele lor, Dumnezeu îi iubește, dar Dumnezeu nu-i va obliga să creadă în El, să-L iubească. Nu-i va obliga să ia cu forța să-i ducă în rai, nu se poate. Dumnezeu l-a creat pe om o ființă liberă și te-a creat și pe tine și pe mine. Dumnezeu ne-a creat liberi. Faci ceea ce vrei. Și Dumnezeu doar atât face, îți pune în față binele și răul. El îți va arăta care sunt consecințele răului, consecințele urii. Și îți va arăta care sunt rezultatele și beneficiile iubirii, beneficiile binelui. De aceea este important în această dimineață să înțelegem acest aspect, că iubirea fără libertate nu e iubire adevărată. Și Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Nimeni nu poate fi obligat să iubească.
Și mă gândesc, eu mă gândesc la multe rugăciuni. Noi avem rugăciuni, ne rugăm pentru copii, ne rugăm pentru părinți, ne rugăm pentru soți, ne rugăm pentru cei nemântuiți. E bine să ne rugăm. Dar eu îmi pun întrebarea logic. Dacă eu mă rog pentru cineva și acel cineva nu vrea să se pocăiască, pot să postez eu să nu mănânc niciodată. Dacă el nu vrea să se pocăiască, nu se va pocăi. Dacă ai probleme în familia ta, te poți ruga pentru soția ta, pentru soțul tău. Nu vreau să te descurajez, dar dacă el nu vrea să te iubească, nu te va iubi. Și punct. Dumnezeu nu îl va obliga. Și Dumnezeu nu va obliga pe nimeni. Nu va intra cu forța în viața nimănui. Nu va trânti ușa de perete. El poate să o facă, dar a ales să nu o facă. De ce? Nu știu. Așa a găsit Dumnezeu cu cale în înțelepciunea lui să-l creeze pe om liber, l-a așezat în grădina Edenului, i-a creat toate condițiile pentru a trăi liber, pentru a trăi fericit, pentru a fi împlinit, dar pe de o parte, nu știu de ce, nu înțeleg, e greu de înțeles acest lucru, pe de o parte a lăsat acolo un pom și a lăsat deschisă posibilitatea ca omul să aleagă între bine și rău. Între a asculta de Dumnezeu sau a se răzvrăti față de Dumnezeu. Între a căuta părtășia cu Dumnezeu și a fugi de ea. Dumnezeu n-a vrut ca omul să vină obligat la părtășie. El nu va obliga pe nimeni. Ne întrebăm dacă Dumnezeu ne vrea binele. Și noi ne dorim binele. Care este binele perfect? Pe de o parte, Dumnezeu ne vrea binele și noi ne dorim binele. Numai că întotdeauna vom găsi o mare problemă, cea mai mare dificultate și cea mai mare problemă a omului este să aleagă între binele lui Dumnezeu și binele pe care eu îl văd că-i bine. Și problema asta devine din ce în ce mai acută, mai ales în zilele noastre, acum când toate valorile morale sunt răsturnate. Când binele este numit rău și răul este numit bine, când toate sunt sucite, este greu să înțelegi. Când cultura, când filosofia vremii au răsturnat valorile, numesc binele rău și răul bine. Cum să pot împlini, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine? Cum? Când noțiunea de bine înseamnă altceva. Când noțiunea de bine este să fii mândru, să fii arogant, să vorbești de sus, iar binele lui Dumnezeu este altul. Când binele în ochii lumii înseamnă să dai cu pumnul în masă și să obții ceea ce vrei, să arăți că ești puternic, iar binele lui Dumnezeu înseamnă altceva. Cum vom putea asta? Cum putem discerne între o iubire adevărată și una egoistă? Pentru că este o altă întrebare pe care mi-o pun, pe care am pus-o și zilele trecute și continui să o pun. Putem greși în iubire? Poate să existe o iubire excesivă sau egoistă sau greșită? Putem să iubim mai mult decât vrea Dumnezeu? Ca așa suntem noi oameni, totdeauna mergem ori la extrem, ori la altă, ori nu iubim deloc, ori iubim mai mult. Și totdeauna folosesc imaginea asta lui Petru. Petru, am venit să-ți spăl picioarele, mie, niciodată, deloc, niciodată mie. Și atunci Domnul îi spune, ok, dacă nu vrei deloc, atunci cu mine n-ai parte. Nu putem fi prieteni. Nu putem fi părtași dacă tu mergi cu principiile astea. Dacă e vorba de asta, dacă e vorba că îmi pierd funcția, dacă e vorba că nu mai pot candida la cine e la stânga, cine e la dreapta, atunci nu numai picioarele, și mâinile și capul, nu-i nevoie. Pentru că noi vrem ori mai mult, ori deloc, ori la o extremă, ori la alta. Ori nu iubim deloc, ori iubim mai mult. Și una din marele probleme este că iubim mai mult.
Dar care sunt condițiile pentru a iubi, pentru a avea o iubire adevărată? Ca o iubire să fie adevărată, să fie biblică. Să iubești. Să iubești pe aproapele tău, dar să iubești biblic. Pentru că înainte de a iubi pe oameni, sunt trei condiții. În primul rând, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii nu-L mai iubesc pe Dumnezeu, nu-L mai respectă pe Dumnezeu, nu mai cred în Dumnezeu și atunci, de multe ori, omul este în conflict cu Dumnezeu și tu ai de ales. De cine asculți mai mult? De Dumnezeu sau de oameni? Apostolii au fost arestați, au fost chemați la anchetă, la proces, li s-a scris, li s-a notificat, nu mai aveți voie, nu mai aveți dreptul să propovăduiți pe Iisus Hristos, să predicați, să nu mai pomeniți numele acesta, nu mai aveți voie să faceți minuni, nu mai aveți voie să vă rugați, nu mai aveți voie să vă adunați la oaltă. Și atunci apostolii ce au spus? Fiindcă noi iubim pe oameni, vă ascultăm, vă respectăm și faceți cum ziceți voi, că noi trebuie să vă iubim. Așa au zis. Când au văzut că omul intră în conflict cu Dumnezeu, au spus-o în modul cel mai trașant, judecați voi singuri, voi care spuneți că sunteți al lui Dumnezeu, puneți-vă voi în pielea noastră, dacă cineva v-ar cere să vă lăsați de Dumnezeu, voi ce faceți? Judecați voi singuri dacă este bine să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Înainte de a iubi pe oameni, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Noi o spunem foarte clar, ca și biserică, poziția noastră este foarte clară. Respectăm autoritățile, respectăm legile. Dar atâta vreme cât legile sunt în concordanță cu Scriptura și nu intru în conflict cu valorile morale ale lui Dumnezeu, cu principiile biblice, în momentul în care legea, în momentul în care autoritatea statului sau oricare altă autoritate, chiar eclesială, intră în conflict cu Scriptura, cu principiile și mă obligă pe mine să renunț la Dumnezeu, eu trebuie să fiu foarte clar și să spun, eu nu ascult de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice. A spus Domnul Iisus, și de asta e greu de înțeles conceptul acesta, la un moment dat Domnul Iisus a spus, dacă nu urăște cineva pe tată, pe mamă, pe soț, soție, copii, prieteni, nu-i vrednic de mine. Și stăm puțin așa și stai cum Domnul îmi spune să urăsc. El o pune exact în contextul acesta. Adică un om a venit la el și a spus, Doamne, eu vreau să te urmez, dar uite, mai am de rezolvat, pentru că eu l-am pe tatăl care trebuie să-l îngrop, altul mai avea altele de rezolvat, familia și în general, oamenii sunt atașați de Dumnezeu, m-aș pocăi, dar nu-i soțul de acord, dar nu-i soția, dar încă părinții mei, dar copiii mei, dar ce zic vecinii, hai să o rezolvăm. În momentul în care ai de ales între oameni și Dumnezeu, nu poți să spui că iubești soțul cu adevărat sau soția dacă nu te pocăiești, dacă nu iubești mai întâi pe Dumnezeu. Și când soțul și Dumnezeu, din punctul de vedere al deciziei tale, intră în conflict, tu trebuie să alegi Dumnezeu. Asta înseamnă. Pentru că diavolul spune, dacă mă iubești, tu trebuie să-i iubești. Da, te iubesc, dar eu trebuie să-i spun soției mele, te iubesc, dar nu te iubesc mai mult decât pe Dumnezeu. Trebuie să iubesc, dar nu mai mult decât pe Dumnezeu. Asta e iubirea biblică. Mai întâi și mai presus de orice și mai mult decât orice, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. A venit Dumnezeu la Avram și a spus, Avrame, eu am făgăduințe, am promisiuni, dar vreau să testez iubirea ta. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care l-ai așteptat 10 de ani
și adu-mi-l ca jertfă, fiul tău pe care îl iubești, și adu-mi-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l va arăta. Și acolo a fost testată iubirea lui Avram față de Dumnezeu. Și Avram a avut de ales Dumnezeu sau Isaac. Dumnezeu sau familia. Dumnezeu sau viitorul, pentru că asta înseamnă viitorul. Nu știu, am auzit și eu că de la întâmplarea aceasta nu se mai scrie nimic despre Sara și probabil între ei au fost un conflict atunci puternic care nu s-a mai rezolvat. Sara nu a fost de acord cu așa ceva. Avram a luat copilul, s-a dus, nu știu, în Biblie nu scrie asta, dar se presupune. Însă un lucru este cert. Avram a decis. Pentru că asta face Dumnezeu. Liber, faci ce vrei. I-a spus, adu-mi-l ca jertfă. Și Avram a decis. Și Avram a luat copilul, l-a adus înaintea Domnului și în ultima secundă Dumnezeu a intervenit și a spus lui Avram, destul. Acum am văzut că mă iubești. Nu doar că te rogi, nu doar cânți, nu doar spui, Doamne, te iubesc din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, ce văd, că mă iubești cu adevărat. Pentru că iubirea este o decizie. O decizie pe care o iei. Dar mai înainte de a iubi orice altceva și chiar sufletul tău și chiar viața ta, cel mai mult și cel mai mult trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Asta e iubirea. Mai întâi Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai întâi. Dar apoi, o iubire adevărată este iubirea adevărată atunci când iubești poruncile lui Dumnezeu. Când nu iubești pe oameni mai mult decât poruncile. Era un preot, Eli, slujea la casa lui Dumnezeu, la Silo. Și a avut copii. Și copiii lui, băieții lui, așa cum era regula, cum era rânduiala, urmau și ei să fie preoți. Și au ajuns să fie preoți. Însă copiii lui erau niște oameni răi, păcătoși, imorali. Dar Eli și-a iubit prea mult copiii ca să le spună adevărul. Ca să le spună nu se poate și așa și așa. Să le spună că există niște porunci ale lui Dumnezeu, niște rânduieli ale lui Dumnezeu. Și că ei au de ales. El a spus, da, eu știu ce spune Scriptura, dar știu legea, dar îmi iubesc copiii. Și ce se întâmplă atunci când iubești pe oameni, familia sau soțul sau părinții sau copiii, mai mult decât poruncile lui Dumnezeu? Că pierzi și una, pierzi și alta. Oricum copiii s-au pierdut. Oricum i-a pierdut. Pentru că au murit. Au murit cine mântuit și pedepsiți de Domnul și de toate felurile. Dar el este exemplu de om care iubește pe oameni mai mult decât poruncile lui Dumnezeu. Înainte de a iubi pe oameni, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și noi trebuie să iubim poruncile lui Dumnezeu. Noi trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să abdicăm niciodată de la principiile lui Dumnezeu, niciodată. Nu trebuie niciodată să renunțăm la Scriptură, la legea lui Dumnezeu. Și în momentul în care eu iubesc pe oameni mai mult decât poruncile lui Dumnezeu, pentru că este o mare problemă, mai ales cu tinerii, relațiile dinainte de căsătorie, te iubesc și problema se pune totdeauna așa, dar te iubesc, dar noi ne iubim. Era un cântec, che male c'è. Che c'è di male? Dacă noi ne iubim, nici Dumnezeu n-ar fi împotrivă. Ba da, Dumnezeu este împotrivă. Pentru că Dumnezeu pentru iubire a așezat niște principii, niște porunci. Pentru căsătorie Dumnezeu a rânduit, a instituit niște legi. Pentru familie Dumnezeu a așezat un cadru în care trebuie să funcționeze familia.
Și în momentul în care nu sunt respectate principiile, valorile lui Dumnezeu, cadrul legal al lui Dumnezeu, chiar dacă noi o numim iubire, ea nu este iubire. Nu este iubire așa cum a dorit-o Dumnezeu. Nu este o iubire adevărată. De asta spunem pentru tine, când îți spune că te iubește, dacă te iubește, te așteaptă, te va conduce spre căsătorie, va avea răbdare, va ști ceea ce trebuie să facă, va respecta poruncile lui Dumnezeu. Dar dacă nu, vei continua într-o iubire pe care doar tu o vei numi iubire, Dumnezeu va numi păcat. Dumnezeu va numi păcat. De asta spun, există iubire greșită. Există iubire excesivă, există extreme ale iubirii care nu sunt iubire. Și am forțat lucrurile, iubesc prea mult. Iubesc, am sentimente puternice, nu pot trăi fără el sau fără ea, nu pot. Ba da, poți, că Dumnezeu de aceea ți-a dat liberul arbitru. Tu poți să decizi, tu decizi. Dar, în al treilea rând, înainte de a iubi pe oameni, noi trebuie să iubim sufletul nostru. Ce înseamnă? Dumnezeu când a spus să iubești pe aproapele tău, a arătat și un cadru sau un model sau cum să numesc. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe tine, nu mai mult. Adică dacă am eu o pâine, nu trebuie eu să renunț. Dumnezeu nu spune, trebuie să renunți la pâinea ta, ci El spune, împarte-ți pâinea. Și nu cred că Dumnezeu spune, bucata mai mare dă-o lui și tu mănâncă sau nu mânca deloc și tu mori de foame, las că-i dai lui. Nu, Dumnezeu a spus, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu mai mult. Și aici vreau să dau un exemplu care va fi spiritual, să-l numesc așa. Pavel. Pavel vine la un moment dat și spune unei biserici, eram gata de dragul vostru, din iubire pentru voi să dau totul. Până și ochii din cap mi-aș fi dat pentru voi. Aș fi renunțat la orice. Aș fi dat orice pentru voi, pentru că vă iubesc, spunea el, cu o dragoste nespusă, vă iubesc. Dar un lucru nu l-ar fi dat Pavel niciodată. La un lucru n-ar fi renunțat Pavel niciodată. Știți la ce? La sufletul lui. Adică sunt dispus să renunț la orice, dar nu renunț la mântuire. El zice la un moment dat, aproape că aș dori să fiu anatem, adică despărțit de Hristos, de dragul vostru, dar n-a renunțat și eu nu trebuie să renunț niciodată la sufletul meu. La un moment dat adună slujitorii, adună prezbiterii, se roagă cu ei, după ce a stat mai bine de un an și jumătate în Asia și le spune, oameni buni, astăzi mărturisesc că înaintea lui Dumnezeu sunt curat de sângele tuturor. Adică nu sunt vinovat, adică mi-i prieten, îl iubesc, îl văd că merge greșit, dar îl iubesc și îl las acolo să meargă, nu e nicio problemă. Știți că avem o vinovăție. Străjerul care stă pe turn și care vede vrăjmașul venind și nu sună din trâmbiță va fi vinovat. Prorocul care are un mesaj de la Dumnezeu și Dumnezeu are un mesaj pentru un suflet păcătos și Dumnezeu transmite mesajul prin proroc către păcătos. Păcătosul, întoarce-te, vei muri dacă continui așa, vei muri în păcatul tău. Și dacă prorocul nu transmite mesajul mai departe, păcătosul moare din pricina păcatului lui, dar sângele lui sau responsabilitatea sau vinovăția păcatului, știți cine o și-o asumă încă? Prorocul, pastorul, predicatorul. De aceea nu-i de joacă. Are ce are cu mine, numai pe mine mă vede. Că nu-i asta, răsturnăm.
m-a pus sub disciplină, nu mă mai lasă să slujesc. Ce rău, ce oameni răi, ce au ajuns păstori, aici să vezi ce ți-a făcut, ce rău ți-a făcut. Dar știi că Dumnezeu cere socoteală. Că apoi tu faci ce vrei. Și Dumnezeu nu spune dacă păcătosul se va întoarce, nu, El spune atât, tu ai un, eu atât am. Obligația mea, responsabilitatea mea este să transmit mesajul. Ce faceți voi e treaba voastră. Dar e o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu este să spun oamenilor adevărul. Să proclam cuvântul lui Dumnezeu. Să spun ce-i bine și ce-i rău. Să spun ce-i păcat și ce nu-i păcat. Asta e responsabilitatea mea. Apoi că voi vreți să trăiți mai departe în păcat sau vă sfințiți, e responsabilitatea voastră. Eu mă achit de responsabilitate în momentul în care aduc mesajul lui Dumnezeu. De aceea, înainte de a iubi pe oameni, trebuie să-ți iubești sufletul tău, pentru că eu țin la mine. Eu vreau să fiu mântuit. Eu nu vreau să-mi pierd sufletul pentru unul care se supără. Că nu-i place adevărul, sau nu-i place rânduiala, sau nu-i place Scriptura, sau nu-i place cuvântul lui Dumnezeu, mie nu-mi pasă. Pentru că eu mai înainte de a iubi și de a iubi pe tine și biserica și orice, eu mă iubesc pe mine. Și asta vrea Dumnezeu. Să mă iubesc pe mine, să-mi iubesc sufletul meu, că eu vreau să ajung în cer. Apoi dacă cineva se supără, e problema lui. Dar eu mai întâi și mai întâi trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, să iubesc cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și apoi să mă iubesc pe mine, să-mi iubesc sufletul meu. Și când astea le-am împlinit, de aici încolo pot să vorbesc despre iubirea de oameni. Ca să nu răsturnăm, că iubim și iubim mai mult decât vrea Dumnezeu. Și iubim pe oameni mai mult decât pe Dumnezeu. Și iubim pe oameni mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. Și iubim pe oameni mai mult decât ne iubim pe noi. Pentru că de multe ori suntem puși în fața acestor decizii. Da, eu trebuie să iubesc, trebuie să te ajut, dar nu înseamnă să mă compromit eu. Trebuie să mint eu pentru tine, trebuie să fur eu pentru tine, trebuie să fac eu pentru tine pentru că te iubesc. Aici e problema. Aici e decizia de luat. De aceea iubirea este o decizie. Iubirea e ceva ce ține de mine. Și vreau să mai subliniez trei lucruri care țin de iubire, pentru că decizia de a iubi ar trebui să fie, în primul rând, personală. Adică eu în dreptul meu și tu în dreptul tău. Nu putem decide unul în dreptul altuia, nici măcar soțul în dreptul soției. Nu se poate, părinții în dreptul copiilor. Decizia de a iubi este una personală, fiecare în dreptul lui. Pentru că la judecata lui Dumnezeu, fiecare va ajunge cu faptele lui, cu decizia lui, cu viața lui, cu cartea vieții lui. Voi nu veți răspunde de mine și eu nu voi răspunde de voi, de ceea ce faceți voi. Eu răspund doar de mine, de ce trebuie să fac eu și de ceea ce am făcut eu. Iar tu vei răspunde de tine și de ce ai făcut tu. Pentru că, și aici este una din problemele, mai ales la nivel de căsătorie, mi-aș iubi soțul, dar uite ce face, uite cum se comportă, uite cum vorbește. Și totdeauna spun asta și o repet, tu în dreptul tău vei fi tras la răspundere, vei ajunge la judecata lui Dumnezeu și tu vei da socoteală doar de ce ai făcut tu. Decizia iubirii este a ta, indiferent de ce face el, dacă tu ai spus și tu trebuie să-l iubești, tu-l iubești, punct. Dacă ai iubit doar pe prieten, ce lucru neobișnuit, asta și păgânii sunt capabili să-și iubească prietenii și un soț extraordinar și o soție extraordinară. Dar iubirea lui Dumnezeu, iubirea creștină, înseamnă să iubești chiar și pe vrăjmași, așa cum am citit. Trebuie să iubești, chiar dacă e cel mai mare dușman al tău, pentru că problema iubirii e legată de inima, de decizie. Tu decizi dacă iubești sau nu.
Și astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu și asta vreau să spun, când vorbești despre iubire, trebuie să știi un lucru. Iubirea ta nu mai depinde de el, de ea, de ei, de biserică, de șef, de absolut nimeni. Vreau să spun ceva, cheia iubirii e la tine. Nu depinde nici de Dumnezeu, nu depinde de absolut nimeni. Iubirea va depinde doar de tine, pentru că e o chestiune legată de voință, de decizie. Tu decizi dacă iubești sau nu. E adevărat că atunci când vei spune nu iubesc, vei găsi motive. Multe motive. Nu-l iubesc pentru, nu-l iubesc pentru că, pentru că, pentru că. Și vei găsi o mie de motive și zeci de mii de motive. Dar pe de altă parte vreau să spun potrivit Scripturii, dacă vrei să iubești, ai motive să iubești. Iubește cum a iubit Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, El ne-a iertat. Îl crucificau, îl scuipau, îl batjocoreau. Îi dădeau cu trestia în cap și El continua să iubească și El continua să ierte și El continua să rapte și El continua să se roage, nu să le ia foc casa, nu să-i trăsnească Dumnezeu, ci Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să-i mântuiască. Asta e iubirea lui Dumnezeu. Și asta ne învață și Dumnezeu astăzi pe noi, să iubim cum a iubit Hristos. Pentru că iubirea nu ține de celălalt, nu ține de el sau de ea, dacă se poartă frumos, îl iubesc, dacă merită sau nu merită. Nu ține de meritele celuilalt. Vreau să spun cel mai clar posibil astăzi, iubirea ține de tine. Tu personal, e o decizie personală. Fără constrângeri, fără obligații, nimeni nu te obligă și nimeni nu poate fi obligat. Și acum la căsătorie, dacă vedem că cel mai constrâns, nu efectuăm efectiv căsătoria. Pentru că noi spunem în modul cel mai clar posibil, căsătoria trebuie să fie un act marcat de dragoste, de iubire adevărată. Și iubirea adevărată nu poate avea obligații, constrângere. Nu se folosește forța. Ci Dumnezeu, la fel, vrea și El, dacă cineva îl iubește, să-l iubească apoi din inimă, pentru că iubirea trebuie să fie personală, decizia iubirii trebuie să fie personală, fără obligații, fără constrângeri, dar decizia iubirii trebuie să fie și una sinceră. Ce înseamnă sinceră? Da, cineva se poate, fără să fie constrâns, fără să fie obligat, se poate căsători, pentru că el sau ea este bogat sau că arată bine sau că nu știu ce, dar e o chestiune de egoism. Avantaje, motivații egoiste. Decizia de a iubi trebuie să fie sinceră și înseamnă fără regrete. Dacă iubești, nu trebuie să regreți niciodată. Dacă faci un bine, nu trebuie să-ți pară rău niciodată. Dumnezeu în bunătatea Lui a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Dumnezeu ne-a dat daruri și ne spune Scriptura un lucru care e foarte greu de înțeles. El dă fără părere de rău. Adică fără regret. L-am ajutat așa, îmi pare rău că l-am ajutat, că uite, nu mă mai respectă, nu mă salută, nu mă apreciază, nu recunoaște. Și stăm și ne gândim, m-am căsătorit cu el sau cu ea, dar uite, o iubire adevărată nu mai conține regrete, nu mai are remușcări. Dacă ai decis să iubești, o iubire trebuie să fie sinceră, decizia de a iubi trebuie să fie sinceră, fără regrete. Fă totul cu bucurie, fă totul cu plăcere, indiferent de rezultate, indiferent dacă te va iubi sau nu te va iubi, indiferent dacă te va respecta sau nu te va respecta, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, ești chemat să iubești. Și Domnul Iisus ne-a iubit așa, slăvit să fie numele Lui. Și apoi decizia de a iubi trebuie să fie permanentă, continuă, pe toată viața. Noi întrebăm pe tineri la căsătorie, pentru cât timp? Nu cât timp totul e bine, totul e ok, e sănătoasă, e frumoasă sau e sănătos, e frumos sau ne vom înțelege sau vom cădea de acord sau nu. E necondiționată, nu mai legată de limite, de condiții, e fără clauze. Decizia de a iubi trebuie să fie permanentă. Am decis să iubesc, punct. Și nu mai există paranteză cu dacă sau până la. Și atât, am decis să iubesc, punct.
și îl voi iubi toată viața mea. Și o voi iubi toată viața mea și la fel pe Dumnezeu. O iubesc pe Dumnezeu și dacă voi avea cancer și dacă nu voi avea și dacă voi avea mașină și dacă nu voi avea și dacă voi avea casă și dacă nu voi avea și dacă voi avea bani și dacă nu voi avea și orice s-ar întâmpla, îl iubesc pe Dumnezeu. Punct. A, Doamne, eu te iubesc, dar eu mă așteptam ca Tu să-mi dai, dar tocmai mie. Și a fost pus Iov la încercare. Ia să văd eu cât te iubește omul acesta. Și omul acesta l-a iubit pe Dumnezeu și când a avut, și a fost om bogat și respectat și a avut de toate, și când a rămas fără nimic, a continuat să-L iubească pe Dumnezeu, să-L binecuvinteze pe Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că iubirea trebuie să fie necondiționată, trebuie să fie permanentă, ea nu are limite. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea în această zi noi ne vom apropia de rugăciune și ce vom cere Domnului? Ce vom spune Domnului? Cheia iubirii la tine. Tu îți deschizi inima dacă iubești sau nu, nimeni altcineva. Dumnezeu va bate la ușa inimii tale, dar tu deschizi ușa. Tu vei învârti cheia, tu vei spune, da, Doamne, vreau să iubesc. Noi avem o cântare, nu știu, personal nu o cunosc prea bine, dar versurile mi-au plăcut. Vreau să iubesc pe frații mei. Vreau. Pentru că asta e iubirea, o decizie. O decizie pe care tu o iei. Și în rugăciune nu poți să-i spui, Doamne, decide Tu în locul meu, dă, toarnă. Nu, ci în rugăciune trebuie să-i spui lui Dumnezeu doar decizia ta. Doamne, vreau să iubesc pe frații mei. Vreau. Și tu știi problemele care le ai, dacă sunt la nivel de familie, dacă sunt la nivel de muncă, la nivel de biserică, la nivel social, la orice nivel. Dacă știi că există o persoană sau mai multe pe care nu le suporți, pe care nu le iubești, ești chemat înaintea lui Dumnezeu, vei fi chemat înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea plăcută lui Dumnezeu în această dimineață va fi, Doamne, vreau să iubesc. Și asta înseamnă iertare, asta înseamnă răbdare, asta înseamnă ajutor, asta înseamnă binecuvântare, înseamnă mai multe. Fratele Lumică ne va spune mai multe de ce înseamnă iubirea din punct de vedere practic. Dar decizia de a iubi o luăm noi și o spunem în rugăciune. Pentru că pentru a iubi trebuie mai întâi să vrei acest lucru. Dacă tu nu vrei, Dumnezeu nu va face absolut nimic. Nu va acționa niciun buton, nicio comandă. Cheia iubirii la tine. Iubirea se bazează pe voință și pe libertate. Tu decizi. Tu trebuie să vrei și tu ești liber. Poți să alegi să urăști sau să iubești. Tu decizi. Pentru a iubi trebuie să conștientizez suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân, este suveran, El poate face orice vrea, dar trebuie totodată să înțelegi și libertatea omului. Tu ești liber. Trebuie să înțelegi că tu iubești și iubirea ta nu trebuie să fie condiționată de celălalt. Dacă și el se va întoarce, dacă face și el un pas, eu fac doi, nu. El și dacă fuge de tine, tu trebuie să continui să iubești. Orice ar continua vrăjmașul tău, oricare ar fi el să facă, tu trebuie să continui să-l iubești. Pentru că iubirea nu ține de el și de meritele lui și de calitățile lui, ci ține de tine, de calitățile tale și de caracterul tău și de decizia ta, ține de voința ta. Iubirea este o decizie. Pentru a iubi, trebuie să-ți asumi responsabilitatea, tu ești responsabil. Nu poți să spui, eu l-aș iubi, dar el e de vină pentru că el se poartă așa, el nu mi-aduce flori. Nu contează ce ți-aduce sau ce nu ți-aduce, nu contează ce îți spune sau ce nu-ți spune, nu contează ce face sau ce nu face. Responsabilitatea iubirii este doar a ta, în dreptul tău, în dreptul iubirii tale, doar tu decizi. Tu decizi dacă iubești sau nu. El va decide în dreptul lui, ea va decide în dreptul ei, fiecare va decide în dreptul lui. Și nu contează ce vor face cei din jurul meu. Eu înaintea lui Dumnezeu stau și spun, Doamne, vreau să iubesc pe frații mei. Vreau să te iubesc pe tine, vreau să iubesc cuvântul tău, poruncile tale,
Vreau să-mi iubesc sufletul meu și să fie mântuit, vreau să-mi fie iertate păcatele, vreau să mă pocăiesc, indiferent de ce spun alții. Și apoi vreau să iubesc pe toți ceilalți cu dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă îți dorești cu adevărat să iubești și îți propui asta, trebuie să-ți manifesti dorința asta. Printr-o rugăciune, prin cuvintele tale, să-ți manifesti dorința. Doamne, vreau. Decid astăzi, indiferent de ceea ce se întâmplă, poate n-am înțeles până acum, poate n-am priceput multe lucruri, dar înțeleg că tu ai putea să faci, dar tu ai renunțat la puterea ta. Iisus Hristos i-a spus lui Pilat, tu n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Dumnezeu a decis să-i dea putere, să facă ce vrea. Pilat, să faci ce vrei acum cu Iisus. Pilat n-a știut, a întrebat mulțimea, a întrebat pe preoți, preoții au spus, la moarte, răstignește-l, scapă-l de el. El s-a spălat pe mâini crezând că alții vor decide, nu oricât te-ai spălat pe mâini, nu poate decide nimeni în locul tău. Tu vei decide, faci bine sau rău, iubești sau răști, tu decizi. Și Domnul Iisus a spus, eu am putere, eu aș putea chema mii de îngeri să vină în ajutorul meu, dar nu o fac. Pentru că eu iubesc, aș putea să mă răzbun, aș putea să renunț, dar nu o fac, pentru că iubesc. Și pentru că iubesc, voi răbda. Și pentru că iubesc, voi ierta. Și pentru că iubesc, voi continua să iubesc. Pentru că asta e decizia mea. Și a spus Domnul la un moment dat, eu îmi dau viața, nimeni nu mă ia cu sila. Da, Dumnezeu l-a dat, dar Dumnezeu nu l-a obligat. Acolo în grădina Ghetseman, acolo a fost lupta cea mai teribilă, voia mea și voia ta. Doamne, aș vrea, dacă e cu putință, să treacă paharul acesta, e greu. Dar și afrând voința, Dumnezeu nu l-a obligat, a spus, mergi, că altfel nici nu te mai primesc în cer, nu, faci ce vrei, ești liber. Și ca om a fost liber să aleagă între a iubi sau a urâ, între a face bine sau a face rău. Și Domnul Iisus a ales, tu ce vei face? Care voie, care voință va învinge? Voia ta sau voia lui Dumnezeu? Care din voci le vei asculta? Pentru că Dumnezeu asta face. Decizia ta, pe de o parte asculți vocea lui Dumnezeu care spune, eu îți vreau binele, eu vreau fericirea ta, vreau mântuirea ta, pe de altă parte diavolul care ispitele, cu poftele, cu amăgirile lui și tu ești liber. Tu faci ce vrei, tu decizi de cine asculți mai mult, pe cine vei urma, pe cine vei sluji, asta e decizia ta, pe cine vei iubi. Dar adu-ți aminte de un lucru, un adevăr cu care vreau să închei, dar este fundamental pentru noi, nu putem sluji și nu putem iubi pe doi stăpâni, nu putem iubi și pe Dumnezeu și pe Satana. Nu putem iubi și pe Dumnezeu și păcatul. Nu se poate. Ori va iubi pe unul și va urâ pe celălalt, ori invers, dar nu se poate pe amândoi. Asta trebuie să știi. Și atunci noi trebuie astăzi. Și eu aleg înainte lui Dumnezeu să-L slujesc, să mă închin și să-L iubesc pe Dumnezeu. Și asta te îndemn și pe tine să o faci, dar tu ești liber să faci ce vrei. Și dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, îți va sta în față rugăciunea următoare să-i spui, Doamne, vreau să te iubesc, vreau să te slujesc, vreau să mă închin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.